Alin, tu acum trăiești un har, mai ai păcate sau ești curat? Eu sunt curat, am fost spălat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin jertfa Lui, datorită jertfei Lui. Eu am fost spălat de toate păcatele mele, iar Dumnezeu mă vede prin Fiul Său neprihănit. Eu nu am niciun păcat în fața Lui Dumnezeu. Chiar dacă eu aici mai păcătuiesc și mai cad, pentru că nu ai cum, nu e nimeni bun, nu e nimeni drept, nimeni, doar Domnul nostru Iisus, doar Dumnezeu este bun și drept. Doar El nu a păcătuit și doar El nu păcătuiește. Dar eu aici mai cad în păcat. Noi, copiii lui Dumnezeu, putem cădea în păcat. Și mai cădem în păcat. Nu suntem perfecți, doar El este perfect. Dar, odată cu credința în Evanghelia Domnului nostru Iisus și în Domnul nostru Iisus Hristos, numele meu a fost scris în Cartea Vieții Mielului, care Cartea Vieții Mielului este goală, nimic scris, pentru că Domnul nostru Iisus a trăit o viață fără de păcat, niciun păcat. Noi toți, fie că noi toți oamenii, avem o carte. În ziua judecății, chiar este scris, se vor deschide cărțile. Fiecare om are o carte cu viața lui, cu tot ce a făcut, cu toate păcatele, cu tot. După care Dumnezeu ne va judeca pe fiecare. Cartea mea, cartea lui Alin Florin, a fost aruncată. Iar numele meu a fost scris în cartea Domnului nostru Iisus, în cartea Mielului. Iar în ziua judecății, Dumnezeu, când va ajunge la mine, nu va deschide cartea mea, pentru că cartea mea nu mai există. Toate păcatele mele au fost șterse, au fost aruncate la gunoi. Numele meu este scris în cartea vieții Mielului, în cartea vieții Domnului nostru Iisus. Domnul nostru Iisus, care nu are niciun păcat. Zero. Noi nu suntem socotiți neprihăniți, fără de păcat, prin faptele noastre. Nu, în niciun caz. Ci datorită jertfei Domnului nostru Iisus. Datorită jertfei Domnului nostru Iisus. Pentru că El s-a coborât din ceruri, singurul Fiu al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, s-a coborât din ceruri, a luat trup omenesc, a murit pe cruce, s-a făcut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat, a fost îngropat și a treia zi a înviat. Datorită jertfei Domnului nostru Iisus, eu sunt socotit, neprihănit, fără de păcat. Dar eu aici, în acest trup, mai păcătuiesc, mai pot cădea în păcat. Dar atenție, noi copiii lui Dumnezeu, noi nu cădem în păcate din alea mari, adică la asta să înțelegeți, eu când spun păcate mă refer la te mai mânii, te mai, nu știu, cam asta e chestia cu care, nu știu altceva ce să vă spun, că cu altceva nu m-am confruntat, doar cu mânia, mai se întâmplă să te mânii, atât. Să spun altceva, nu știu. Să-ți vine un gând porcos, dar pentru că intri pe TikTok și din greșeală ți apare o chestie care, nu știu, și instant se face, pentru că, v-am spus, carnea este neputincioasă. Carnea este neputincioasă. Duhul Sfânt are putere, dar carnea este neputincioasă. Dar, dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu nu dorește să te trimită în iad. Nu dorește. Nu dorește. Tu singur alegi. Tu vrei să te duci acolo. Pentru că nu vrei să accepți adevărul, nu vrei să-L accepți pe Domnul nostru Iisus, nu vrei să accepți jertfa Lui, nu vrei să crezi în Evanghelia Lui. Nu vrei. El nu-și dorește moartea păcătosului. El nu-și dorește moartea ta. Nu dorește ca tu să mergi în iad. Dar dreptatea Lui trebuie satisfăcută. Dreptatea Lui Dumnezeu trebuie satisfăcută cumva. Pentru că altfel ar deveni o scârbă. Dacă te-ar ierta pe tine care ești păcătos, El nu ar mai fi un Dumnezeu drept. Iar asta nu se poate întâmpla. Asta nu se poate întâmpla. Plata păcatului
este moartea, adică iadul. Dar Dumnezeu te așteaptă. El nu-și dorește să mergi în iad. El așteaptă să te pocăiești, să te întorci din calea păcatelor tale. El așteaptă. El așteaptă. Dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit. Nu va muri. Nu va muri. Dar dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută cumva. Iar dacă tu nu vrei să spui credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în Evanghelia Lui, va trebui tu să suporți mânia lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu va trebui să fie satisfăcută. Iar ca dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută, tu trebuie să mergi în iad pentru toate păcatele tale. Dar dacă spui credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în Evanghelia Lui, dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută în Hristos, în Domnul nostru Iisus Hristos, la cruce. Doar așa poți fi salvat. Doar așa. El nu își dorește moartea păcătosului. Așa este. Dar dacă tu nu accepti singura modalitate pe care El a oferit-o, vei merge în iad negreșit. Vei merge în iad negreșit. Vei suferi o veșnicie. Și atenție, în iad nu te va chinui diavolul. În niciun caz. Nu te vor chinui demonii. În niciun caz. Ci Dumnezeu însuși te va chinui pentru o veșnicie. Căci iadul a fost creat de Dumnezeu. Trebuie să renunți la ego. Trebuie să renunți la ego pentru că nu este loc de Dumnezeu. Când îți hrănești ego-ul, nu este loc de Dumnezeu. Pentru că devii Dumnezeul tău. Dar atenție, când spun că devii Dumnezeul tău, tu nu devii Dumnezeu cu adevărat, adică nu, tu nu ești Dumnezeu, n-ai cum. Nu. Există doar un singur Dumnezeu, iar acela este Domnul nostru Iisus Hristos, unul singur, care El a creat absolut tot ce există, inclusiv pe noi. Nu există alți Dumnezei, nu există. El este Cel ce este, doar El. El nu are început, nu are sfârșit. El este Cel ce este. Dar când spun că, adică când te slujești pe tine, practic când cazi în plasa societății și a diavolului, pentru că diavolul este societatea. În cazi în plasa societății și a diavolului și te slujești pe tine, mergi pe ideea asta promovată de diavol, bă, ce-ți place, fii tu, ascultă-ți instinctele, Nu ai cum să te asculți instinctele, pentru că instinctul tău este dat la păcat. Numai păcat face instinctul tău. Liberul tău arbitru este sclavul păcatului. El face numai păcat. Numai păcat. Liberul tău arbitru alege numai păcat și urăște neprihănirea. Urăște dreptatea. Urăște adevărul. Iar când spun că urăște adevărul, îl urăște pe Domnul nostru Iisus. Voi când urâți adevărul, când respingeți adevărul, îl urâți pe Domnul nostru Iisus. Pentru că Domnul nostru Iisus este calea, adevărul și viața. Domnul nostru Iisus, Dumnezeu este calea, adevărul și viața. Iar tu când nu accepți adevărul, când îl renegi, când îl dai la o parte, tu îl renegi pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus.